Îi dau gotit. Acum începem și dacă o să-mi îngăduiți, o să încep eu cu câteva cuvinte pentru prietenii care ne urmăresc. Și o să le Gotit, spunem întâi gotus. bună ziua și bine ați venit la această ediție, o ediție specială. Este o ediție prilejuită de o apariție a unei cărți. Ultima toamnă a copilăriei, cartea care iată, ne prilejuiește această discuție despre minunatul oraș roman, istorie, amintiri și oameni minunați. Suntem, iată, cu această tehnică deosebită, suntem la Roman, într-o minunată sinagogă despre care vom vorbi imediat. Dar până atunci dați-mi voie să vă prezint interlocutorii noștri de astăzi. Domnul Bogdan Dănuț, absolvent al Colegiului Roman Vodă, promoția 100 de ani, 1972, apoi Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Matematică Informatică, actualmente pensionar, a lucrat în domeniul IT, în mai multe poziții pe care, iată, nu le vom enumera acum, pentru că sunt multe și sunt de top. Domnia sa este dedicată și a rămas dedicat profesiei pe care a urmat-o. Are numeroase studii postuniversitare în domeniul IT și management, inspirată din amintirile copilăriei și adolescenței și mai apoi a tinereții petrecute în orașul Roman, a scris cartea Ultima toamnă a copilăriei, o ficțiune bazată pe fapte reale, de la care am pornit această idee a ediției la care acum avem plăcerea cu toții să fim parte. În continuare, dați-mi voie să vă prezint pe doamna Cornelia Jora, custodele casei Hogaș, un muzeu inedit al liceului, actualmente Colegiul Național Roman Vodă. Domnia sa este absolventă a Liceului Roman Vodă, Universitatea București, a înființat și a îmbogățit de-a lungul activității ei în muzeul Casa Hogaș, unde sunt adunate documente, mărturii despre promoții profesori ai liceului. Vreau să vă spun că am urmărit câteva interviuri deosebit de interesante pe care le-a dat, dar despre care voi putea să vă dau sursele, dar n-aș vrea să răpesc astăzi din plăcerea și bucuria de a vorbi cu interlocutorii noștri de acum pe care dumneavoastră îi vedeți. Doamna Jora a fost și directorul liceului și profesoară de limba română și istorie în perioada. Eu sper că dacă greșesc ceva dumneavoastră mă veți corecta. Îl avem aici în continuare pe domnul Dan Dimitriu, anticar, președinte al comunității elene din Roman, un împătimit colecționar de vederi și fotografii vechi din orașul Roman, având în colecție peste 1200 de vederi și poze cu strada mare, grădina publică sau alte edificii publice, bun cunoscător al istoriei orașului. Domnul Dimitriu te poate duce pe străzile din Roman, spunându-ți totul despre denumirile fiecăreia dintre ele, casele de patrimoniu și nu numai, povestindu-ți de către cine au fost construite, cine le-a cumpărat ulterior și întreaga lor istorie. Este o bucurie care păstrează pentru grupurile de turiști farmecul de altădată al orașului Roman. Nu în ultimul rând, domnul președinte al Comunității Evreilor din Roma, domnul profesor de limba română Iancu Bețler, șeful comunității evreiești din Roman, vă spuneam. Înaintea fiecărei ediții, așa cum noi ne cunoaștem deja cu prietenii care ne urmăresc, obișnuiesc să mă consult cu invitații mei, pentru că vreau să păstrăm acea notă de autentic și de natural. Și acum am făcut același lucru, motiv pentru care nu voi sta prea mult pe gânduri după această prezentare, ci îl voi invita pe domnul Bogdan Dănuț să facă prezentarea pe care domnia sa a pregătit-o. Îl ascultăm să o facă, pentru că veți înțelege conexiunile care s-au legat în cadrul acestei ediții. Vă ascultăm cu mult drag, vă rog. Înainte de a începe prezentarea, vreau să mai fac o mică precizare. Urmărind emisiunile doamnei Rozimarii Mociornița, la un moment dat am văzut în una dintre emisiuni o întrebare pusă de reporter doamnei Mociornița. Ce ar trebui să facă fiecare om
pentru ca România să progreseze. Și răspunsul a fost debordant de simplu. Fiecare om trebuie să-și facă, adică un om obișnuit. Fiecare om obișnuit trebuie să-și facă datoria la locul unde lucrează. Așa Cam este. asta am fost eu și ăsta sunt eu, un om obișnuit. Da. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, vreau să vă prezint pentru început evenimentele care au marcat acest an, o coincidență destul de interesantă, pentru că au fost trei evenimente destul de importante pentru oraș. În primul rând, 630 de ani, pe 30 martie, cu ocazia primei atestări documentare al orașului roman. Este vorba de uricul din 1392, dat de nimeni altul decât voievodul roman I, Mușatinu, care se erija în unic stăpânitor al teritoriilor dintre munți și mare. Și acest lucru se întâmpla, unde credeți, nicăieri altundeva decât la Roma, care era citatea de scaun în acel timp al Moldovei. În al doilea rând, în această toamnă, în luna septembrie, sfârșitul lunii septembrie, se împlinesc 150 de ani de la construirea Liceului Roman Vodă. Ați pomenit dumneavoastră că eu am fost promoția 100 de ani, care a fost construit pe locul unui cimitir evreiesc. Domnul Wexler va spune mai multe amănunte despre asta. Cimitir evreiesc, loc de unde s-au fost retrase circa 300 de saci de oseminte și, bineînțeles, monumentele. Și duse în actualul loc al cimitirului unde este și astăzi, unde este și mormântat Max Blecher. Iată o dovadă, o primă dovadă a modului cum comunitățile orașului, cea evrească în cazul nostru, și colaborau pentru interesele orașului mai presus de orice. Deci au depășit orice reticențe și și-au dat seama de importanța construirii liceului pentru oraș. În luna iunie s-au împlinit 110 ani de la nașterea marelui pianist, compozitor și dirijor Sergiu Celibidache, personalitate marcantă a orașului și a istoriei muzicii universale, după cum știți. Acum, eu aș vrea să fac o prezentare a orașului așa cum l-am perceput eu, în copilărie, în adolescență. O prezentare puțin mai altfel, mai nuanțată. Și anume, pentru că orașul roman este unul din sursele de inspirație ale cărții. Așa că eu voi porni de la un citat pe care un profesor drag nouă, domnul Aghe Ciobanu, îl pomenea mereu, și anume Claude Lelouch. De la Claude Lelouch spunea așa: opriți planeta, vreau să cobor. În momentul când planeta s-a oprit pentru mine și am coborât, am pășit într-un oraș încărcat de istorie, un spirit deosebit, mistere pentru mine, copil fiind, și multă pace, mai ales multă pace. Imaginea romanului îmi vine în minte obsesiv, care îmi vine în minte obsesiv, este inspirată și de ecranizările pieselor, momentelor și schițelor lui Ion Luca Caragiale, pe care le vedeam la cinematograful post-Trianon 23 august, al lui Lazarovici, culmea Lazarovici, era tot un evreu, așa. Și aceste ecranizări mie îmi plăceau foarte mult. La un moment dat apăreau niște imagini cu o casă în stil neoromânesc,
cu o intrare monumentală din fier forjat sau din lemn sculptat, pe care ieșeau personajele principale, pășind într-o curte, într-o curticică mică cu o grădiniță, care era flancată de un gard de fier forjat, ieșeau afară pe caldarâmul, pe strada care era pietruită cu piatră cubică. Vreau să vă spun că Romanul, înainte de asfaltare, a fost tot pietruit piatră cubică. Așa, și urcau într-o birjă care, plecând cu zgomotul acela de clopoței și de copite specifice, adică a cailor pe caldarâm. Așa. Ei, nu în ultimul rând, vreau să îmi amintesc de fantomele fără chip al vânzătorilor ambulanți, care erau geamgii care cărau în spate acele cadre de lemn unde se aflau, mă rog, ochiuri de geam pentru a putea repara, a face reparații. Mi le amintiți, așa. În același timp erau vânzătorii de înghețată, de covrici. Noi copiii căutam, în primul rând, acei vânzători de sirop, halviță, turtă dulce, vânzătorii de iaurt, acel iaurt care era tăiat cu o palețică din lemn și era ca un cub, așa. Era sub formă de cub, dacă vă aduceți aminte. Așa. Era adevărat și foarte bun. Și era foarte bun. Mamele noastre le puneau în niște vase de lut și după o zi prindeau așa un caimac galben. Da, o crustă. Pentru că era naturală, era grăsime. Da. Erau vânzători de pește și, bineînțeles, mi se pare, domnul Dan Dimitriu o să-mi spună dacă greșesc sau nu, în piața Gâdelui, era flașnetarul care vindea biletele de papagal. Exact. Da. Super. Deci n-am greșit. Vreau să vă spun că aveți așa o capacitate să creați imagini. Deci creați imagini, totul devine așa pictural cumva și te transpune într-o lume foarte frumoasă, iar eu vă simt deconectați. Abia acum simt că noi nu ne-am cunoscut mult înainte și atunci era firesc să existe o mică, să spunem, necunoaștere. Și acum mă simt așa ca într-o familie. Mă simt deja la Roman. Eu sunt la Roman. Așa. Da, vă mulțumesc. Vreți să continuați acum sau ați vrea să dăm câteva cuvinte doamnei Cornelia Jora? Mai am doar două cuvinte să vă spun. Da, vă rog. În legătură cu orașul. Da. În continuare, ce simțeam eu, copil fiind, acest oraș m-a înconjurat cu o dragoste. A fost pentru mine ca un organism viu, care m-a înconjurat cu dragostea și grija lui de a mă feri de accidentele nedorite ale copilăriei, pe de o parte. Pe de altă parte, el mi-a confiscat dragostea și inima pentru totdeauna și este orașul în care oricine și-ar dori să-și petreacă copilăria și adolescența. Și cu asta o las pe doamna Jora. Este atât de frumos. Vă spun, cred că am putea să realizăm vreo 10 emisiuni pe tema asta. Da, sunt convins. Sunteți o sursă de inspirație, pentru că poate ne 100 de emisiuni. Și 100 de emisiuni. Și 100, da. Vroiam de la... Avem o doamnă și aș vrea să o întrebăm. Câteva nume de personalități. Eu cred că multă lume care va urmări această ediție va fi impresionată de câte lucruri nu știe despre un oraș românesc pe care așa ni se pare că îl știm cu toții, dar iată că nu îl știm. Vă ascultăm, scumpă doamnă. Da, de Roșa Șana. Scuzați-mă, am uitat să... Șanatova. Șanatova. Nu cred, dacă s-a apropiat puțin microfonul, cred că e mai departe microfonul, se aude puțin mai... Nu. Până când rezolvăm cu doamna, să aduceți microfonul puțin mai aproape ca să se audă bine, pentru că n-aș vrea să pierdem nicio frază. Dar până atunci o să-l rugăm pe domnul Dan Dimitriu, până ați adus microfonul, dacă da, să continuați cum vreți. Imediat.
Da. Noi acum suntem, hai să spunem că suntem, spuneam da, că suntem în sinagogă. Mă auziți mai bine? Acum vă aud mult mai bine, sigur. Nu, eu, toată lumea, vă rog. Am bun de basul, doamnă, în primul rând. Da. Numai bine, mă bucur că vă văd în primul rând și în felul ăsta vă și cunosc. Dar nu un prieten al meu și, înțeles, încă din vară am discutat despre acest proiect, am fost extrem de încântată. Eu mă ocup, de altfel, de, după cum ați spus și dumneavoastră, de un muzeu, de fapt, este un proiect personal. Fiind și eu la rândul meu de ceasomenul de Roma Vodă, lucrând o viață în Roma Vodă, pentru că aș putea spune că bat recordul, am sunt de 47 de ani, lucrez numai în Roma Vodă, întâi fiind interes cal didactic, după aia din 2015 am ieșit la pensie, dar încă de aia, înainte de a ieși la pensie, am gândit un muzeu a personalităților mari pe care le-a dat Colegiul Național Roman Vodă. Și un, zic eu, e un muzeu extrem de vizitat și de apreciat acum, nu numai de cei care vin cu ocazia întâlnirilor de promoții, dar și vizitatori din țară, din străinătate, toți care vin, bineînțeles, la Colegiul Național Roman Vodă, nu pleacă până nu pășește pragul acestui muzeu și aș fi o mare personalitate care mi-a, cel puțin pentru mine, este suprema apreciere din partea academicianului Solomon Marcus. Cred că mai este un secret pentru mine, este o somitate, a fost de altfel, Dumnezeu să-l odihnească, o somitate de necontestat. Și lingvist. Și, da, da, din domeniul matematicii și nu numai. Și lingvist, da. Așa. În 2014, pe data de 21 martie, am făcut o vizită la Colegiul Național Roman Vodă în ideea de a susține o conferință privind învățământul dintr-o altă perspectivă, în sensul ludic al cuvântului. Și, bineînțeles, orice personalitate mare care vizitează Colegiul Național Roman Vodă, și a spus nu numai, vizitează pentru început Muzeul Casa Voga. A fost atât de impresionat încât nu mai reușea conducerea arheologului Roman Vodă să-l scoate de la muzeu, că prinea telefon la doamna director și mă întreba aici, intervizit să fac o glumă, ce face doamna Jora sala mare, aula, așteaptă și domnul academician nu mai vine. Le spun, nu-i fac nimic, dar nu mai vrea să plece, atât era de impresionat de ceea ce a văzut în acest muzeu. Și spune la un moment dat, scrie în cartea de aur a colegiului, ce fac acum, cartea de aur a colegiului național Roman Vodă, spune ceva de genul, o mențiune specială o fac pentru muzeul acestui colegiu, unde istoria sa este atât de vie, de pregnantă, încât am avut impresia că o parcurs personal. Este impresionant să vezi câte personalități s-au educat de pe băncile acestei școli. Mulțumesc Cornelia Jora, mulțumesc Roman Vodă. Pentru mine vă dați seama că a fost o apreciere supremă de la o asemenea comitate. Dar acum, cum vă spunea și domnul Bogdan, noi sărbătorim pe 30 septembrie 150 de ani de atestare documentară și, bineînțeles, eu am gândit că ar fi extrem de adecvat ca acum să public o carte și în orice fel de carte, pentru că fiind preocupată de istoria lui Roman Vodă, de personalitățile mari pe care le-a dat această instituție și toate se găsesc în acest muzeu, am gândit să public o carte și vă spun de ce nu spun orice fel de carte, pentru că e 580 de pagini a patru, vă dați seama, de-abia o reușesc să țin în mână, este o carte grea și la corpul și la figurat. Și, bineînțeles, pe lângă istoria Colegiului Național Roman Vodă, am capitole întregi, personalitățile mari pe care le-a dat această instituție de învățământ și nu există domeniu, pe domenii, bineînțeles, și nu există domeniu în care să nu se afle personalități mari de origine evreiască. Pentru că, vă spuneam, urmea noastră
a trăit în bună înțelegere de viață români, evrei, romi, greci, lipoveni, armeni, polonezi, fără să se denigreze sau să se discrimineze. Din simțioză... Se aude din nou puțin voalat. Cred că microfonul unde este? Este da, la... Acum am auzit. Acum vă aud perfect. Așa, vă rog, vă rog. Am spus că în urbea noastră a trăit în bună înțelegere de viacuri români, evrei, rom, greci, lipoveni, armeni, polonezi, fără a se discrimina sau a se denigra. Din simbioza tradițiilor culturale s-au zămislit capodopere recunoscute nu doar în întreaga țară, ci și dincolo de hotare. Și v-am spus, la fiecare, în fiecare domeniu am personalități mari de origine evrească. Și aș începe o personalitate, zic eu, remarcabilă, cunoscută pe plan național și internațional. Vorbim despre Max Blecher. Știți foarte bine, Max Blecher este, are, adică o, este o personalitate extrem de cunoscută în Occident, chiar de multe, de multe ori spun elevilor mei și le recomand să citească, mai cunoscută în Occident din nefericire decât de noi românii, și de aceea eu am o expoziție cu totul și cu totul specială la ceea ce înseamnă Max Blecher. După cum știi, el este absolvent de Roman Vodă, promoția 1928. Din nefericire, după cum știți, a trăit doar 29 de ani. A fost șef de promoție la Colegiul Național Roman Vodă. În anul a urmat cursurile Facultății de Medicină, în anul 1 și deja era în anul 2 la Sorbona, la medicină. Dar în anul 2 se instalează o boală cumplită, vorbim despre morbului pot sau tuberculoză osoasă. El este, de fapt, fiul lui Lazar Blecher, avea un magazin renumit de sticlărie și porțelanuri în centrul, pe strada Ștefan cel Mare, renumită strada Ștefan cel Mare din Roman. El vindea, de altfel, produsele fabricii de ceramică și sticlărie de la marginea orașului Roman. Având posibilități materiale, îl trimite într-adevăr în străinătate pentru a fi tratat. Această boală este cumplită, de fapt, și în zilele noastre, dacă stăm și ne gândim, știm că este o boală cumplită, încât chiar dacă este trimis la Berg-sur-Mer, de fapt, așa se numește în Franța, un sanatoriu și pe urmă la Leiden, în Elveția, nu reușește să nici în, adică nu reușește să meargă spre o anumită vindecare, încât revine în țară, mai merge pe la sanatoriu de la Techirghiol și prin așa cineva pe la Brașov, după care cere părinților să îi se cumpere o casă pe o stradă undeva, pe o străduță laterală, și părinții cumpără o casă cu o grădină și în fața grădinii el roagă foarte mult să îi sădească foarte mult conduraș. De fapt, condurașul, având culoarea galbenă, este considerat simbolul fericirii, oarecum, a sănătății. Are acolo un bucătar și o familie, ea este bucătăreasa lui și el este grădinarul. Este vizitat de foarte mulți prieteni, adică mari personalități în domeniul literaturii în perioada când locuiește la Roman. Era conștient că nu mai are mult de trăit, durerile sunt atroce. Dar cel mai bun prieten este Leo Boza și Sasha Pană, Mihail Sebastian, și îl vizitează. Și Leo Boza îl ajută să scoată să publice primul roman, Corp Transparent. Din nefericire, moare în 1938, doar la vârsta de 29 de ani. Dar a lăsat o operă vastă, mai ales inimi cicatrizate,
eu coordonez, adică într-un fel am, sunt partener, partenerul oficial a unui festival internațional Max Brecher, sub coordonarea profesorului universitar Dr. Doris Mironescu. Chiar vă recomand să-l căutați, este profesor la Facultatea de Literii din Iași, a susținut lucrarea de doctorat, lucrarea Max Brecher împotriva biografiei, și a primit premiul Academiei Titu Maiorescu pentru lucrarea Max Brecher împotriva biografiei. Dețin foarte multe documente în vitrină și sunt vizitată cu ocazia Festivalului Internațional de traducători din întreaga lume și ultima dată, înainte de pandemie, mi-au venit 9 traducători din diverse țări. Asta spune ceva despre personalitatea lui Max Brecher. Cel mai tradus scriitor, ceea ce vă pot spune la ora actuală, este unul din cei mai ceruți scriitori de traduceri în Occident. Dar eu mă aș putea vorbi ori întregi, mă opresc aici pentru că părea, este prea mult, dar vă spun, nu există domeniul de știință, literatură, muzică, artă, în toate domeniile să nu există personalități mari evreiești și vă, adică cel puțin eu, dacă îmi doriți odată, vă recomand o vizită virtuală la Muzeul Casa Bogaș, pentru că acolo voi putea chiar prezenta fiecare personalitate în parte cu vitrina, cu lucrările și cu expoziția ca atare. Mă bucur că v-am cunoscut, vă doresc succes mult în cariera dumneavoastră și pentru tot ceea ce faceți. Mulțumesc! Sănătate multă și poate ne revedem și cu altă ocazie. Cu siguranță ne revedem. Vreau să vă spun că sunt foarte impresionată și nu sunt dintre cei care n-au auzit despre această personalitate. Cu toate astea sunt atâtea elemente pe care nu le-am știut și sunt convinsă că cei care ne urmăresc au această curiozitate de a veni la Roma, că Roma nu poate să fie în drumul oricui dacă vrea să treacă pe acolo și să viziteze acest muzeu. Iar cu dumneavoastră, prin bunăvoința domnului Bogdan, am să iau legătura să facem această vizită virtuală. Da. Mi se pare că este, cum să spun, o datorie de suflet să ne facem cunoscute valorile. Și vă mulțumesc cu recunoștința. Dacă tot prin dănuț, să vă trimit o carte. Cartea pe care am acum apare este o carte document. Este o carte, acolo o să găsiți toate marile personalități pe care le-a dat, indiferent de etnie. Eu cred că despre această carte aș vrea să vorbim. O vom face și o să vorbim cu domnul. Da. Vă prezint cartea, da. Da, să ne prezentați cartea. O să fie o ocazie deosebită pentru că se înscrie în preocupările pe care noi le avem, iar cei care ne ascultă ne sunt deopotrivă, adică nu sunt oameni lipsiți de cultură sau de dorința de a învăța. Dorința de a învăța, de fapt, ar trebui să o avem la toate momentele vieții noastre. Vă mulțumesc. De asta l-am spus, vă invit, mă scuzați, vă întrerup, pentru că eu v-aș putea vorbi 2 ore. Nu. Acum mă gândesc, da. Dar vreau să vă spun că de asta vă invit pentru o emisiune specială. O să o facem. Aș putea transmite foarte multe. Și o să o facem fără prea multă întârziere pentru ca să creăm continuitatea. Oamenii să nu pierdă subiectul din vedere, sigur că da, o să rog pe domnul Bogdan să-mi dea telefonul să vă pot contacta și vă mulțumesc amândurora și de fapt la toată lumea cu multă recunoștință pentru ce orizonturi ne deschideți acum. Aș vrea să-l ascultăm și pe domnul Dan Dimitriu în legătură cu tot personalități evreiești, dar poate puțin descrierea de epoca Străzii Mari, strada Ștefan cel Mare, Grădina Mare, precum și amintiri legate de ajutorul dat de locuitorii din Roman evreilor în timpul prigoanei din al doilea război mondial. Vă ascultăm, stimate domn. Salut, la distinsă doamnă, dar mai întâi trebuie să intrăm puțin de a cunoaște orașul Roman. Acest ținut a Romanului este mult mai vechi decât actul de justificare 1392 al lui Roma Mușar. Prin noile săpături arheologice făcute de eminentul profesor Vasile Ursache, s-a descoperit că Arhiepiscopia Romanului și Bacăului este pe o fundație mult mai veche, ceea ce demonstrează și s-a găsit
mormântul mamei lui Alexandru cel Bun. Deci cu mult înainte și demonstrează după săpături și după artefacte istorice că Roma nu este mult mai vechi. E de pe timpul când la Pontul Euxin Istria, Tomisu, Calatisu, Enisala, Păcuiusare, făceau comerț cu cei din nord și pe unde trecea drumul comercial, pe malul Siretului. La confluența Siretului cu Moldova, ia înființare locul acestui mare târg la vremea aceea, Târgul Țării de Jos, Târgul Romanului, capitală a Târgului de Jos. Iar aici, în acest târg, pe la 1400, apar primii evrei care vin din Pocuția, din zona de nord al Rusiei, se așează și devin unii din cei mai mari comercianți și datorită lor ajunge ca orașul roman târg să se dezvolte. Vorbim de Strada Mare. Strada Mare este nodul comercial practic între nord, sud, est și vest. Acești negustori, dar nu numai negustori, oameni titrați, medici, avocați, doctori, ingineri, arhitecți, au și au dat obolul construind în orașul roman un oraș multietnic cu o ambianță între și legăturile între aceste entități fără deranjuri și niciodată în roman nu au existat motive de scandal, motive de învinuire a unui etnic de un alt etnic. A fost o armonie și datorită acestei armonii au fost atâtea sinagogi în roman, de număr de 18 sinagogi, biserici construite de-a lungul timpului, de la Alexandru cel Bun, de la Ștefan cel Mare, de la soția lui Alexandru Lăpușneanu, de asemenea de la Ștefan Tomșa și mulți alții, pentru că prin roman, dacă calci caldarâmul străzii mari, calci pe istorie. Evreii s-au așezat de-a lungul străzii mari cât și o stradă paralelă numită Sucedava. De la întorsura căii ferate, de la barieră și până la așa numită vărărie, drumul era locuit de familii de evrei. De asemenea, încă o stradă, Elena Doamna, care făcea, era paralelă cu Ștefan cel Mare, erau amplasate casele unde locuiau etnia evrească. Toți copiii învățau la școală evrească, școala numărul 4 de băieți și școala 2 de fete, care era puțin mai jos. Evreii au făcut în roman baie comunală, spital, spitalul izraelit, care de-a lungul timpului a adus prin os și s-au implicat atâția medici, nu numai români, și ca profesori în școli, nu numai evrei, dar și români. A existat această comuniune și s-a păstrat de-a lungul timpului și până în zilele noastre. Că a fost grec, că a fost rus tipoven, că a fost evreu, că a fost țigan, că au fost altă sași, secui. Am avut și sârbi în roman, deci multietnic. I-a făcut pe oameni să se îndrăgească, i-a făcut pe oameni să locuiască într-un spirit cât se poate de elovent și de deschis. De aia, magazinele care s-au, cine știe sau puțin știu, Iuri Hascal, care a făcut mare restaurant în roman, îi venea client Ionel Teodoreanu, Păstorel Teodoreanu. De asemenea, nu mai vorbesc de personalități care au plecat și au venit în Roma de-a lungul timpului. Exemplu, pot să scot domnul arhitect care a construit marea... Domnul Orenstein. Unul din cei mai mari arhitecți ai lumii, doamne. Opera din Sydney, precum cea mai mare biserică catolică din Africa de Sud, de la Johannesburg, este proiectul domniei sale.
Dar să nu uităm că și la noi pe Suceava este o hală construită după un proiect Gustav Eiffel. Deci și Roma nu are, și nu mai vorbim de biserici, nu mai vorbim de sinagogi, v-am spus, 18 sinagogi. Păcat că au fost distruse, am mai rămas singura Leipziger, care este și de unde prezentăm noi astăzi. Și acum să o luăm pe strada mare, de la din partea de la spitalul Precista Mare, fostă la început o bolniță. Acolo a fost lângă ea cinematograful Schwarz, condusă tot, adică construită tot de un evreu. Dar lângă ei se mai găsește, ce credeți? Toată strada aceasta mare și strada Suchedava și Elena Doamna au fost pavate, deci cu piatră cubică. De cine? De bunicul lui Constantin Bălăceanu Stolnici, care a copilărit în Roman, iar bunicul lui era primar al orașului Roman. Și Mauriciu Rigler. Ce vreau să scot în evidență? Tot atunci s-a făcut și canalizarea, s-a făcut și aducțiunea de apă din Mișcei și Roman Iași. Tot datorită acestor gospodari, pentru că v-am spus, acești oameni au fost atât de atenți și atât de cooperanți, încât parcul acela minunat, gara din Roman, construit la 1863, parcul făcut dintr-o pădure a Teiului, cu săpat un lac, cu insulă, cu un foișor, unde după amiaza și sâmbăta și duminica cânta fanfara, pentru că Roman a fost un centru cu foarte multe unități militare încă de pe timpul lui, regelui Carol I. Deci înainte de 1877, când s-au luptat contra turcilor pentru independența patriei. Acolo au murit și români, și evrei, și greci, și toate etniile care au locuit pe teritoriul acestui oraș. De aceea avem multe monumente, atât în cimitirul evreiesc, cât și în cimitirul românesc, și în zona catolică și zona armenească. Deci, conjunctura aceasta de atâtea etnii a dus și la propocirea acestui târg. Dacă Roma nu a existat atâta timp, datorită acestui fapt. Aveți perfectă dreptate. Da. De asta vă spuneam că trebuie să veniți la Roma. Și de a merge să vă prezint orașul Roman pe fiecare străduță. Nu există străduță să nu existe câte o personalitate. Să știți ceea ce vă spun. Și noi, rădăcinile mele sunt în partea aia, o să vă spun. Mă bucur, stimată doamnă, datorită acestui actual primar, eu, odată la două săptămâni, indiferent cine vine, musafir în orașul Roman, este pus chiar la dispoziție și grupuri de turiști evrei. Și de evrei, da. Așa, i-am condus prin orașul Roman și în împrejurim să le arăt inclusiv Casa Hogaș, inclusiv Casa Vornicului Done, unde s-a născut Sergiu Celibidache, de asemenea, atâtea clădiri cu, nu mai zic de patrimoniu, adevărate valori ale istoriei neamului românesc, pentru că neamul românesc, că e de etnie greacă, evreiască, ruși, lipoveni, cutani, este cetățean român. Și orașul acesta, numai prin acest fel, s-a dezvoltat, se dezvoltă și va continua cât vom trăi noi și urmașilor noștri. Să fiți sănătoși, sunteți o minune și o bogăție de resursă de toate felurile, sufletească în primul rând, dar nu în cele din urmă istorică. Trebuie neapărat, pentru că iată ce atent a stat și ne-a ascultat și a avut răbdare și așa că i-a venit rândul acum. Și aș vrea tare mult să dăm cuvântul domnului Iancu Voicler și aș vrea puțin să vorbim despre această atmosferă, că ar fi continuitatea cu ce a spus acum domnul Dimitriu, atmosfera de bună înțelegere, de armonie dintre comunitățile orașului și toate naționalitățile, etniile, tot ce s-a
Dar înainte, vorbiți-ne puțin și poate ne prindeți câteva imagini despre sinagoga în care vă găsiți acum. Vă mulțumesc mult și vă ascultăm. În primul rând, vreau să felicit pe cei care au avut inițiativa acestei emisiuni cu gândul de a se cunoaște mai bine, mai adânc, ceva despre o etnie foarte importantă în Roma, etnia evrească. Plec și la un gând al fostului președinte al federației noastre, academicianul Carjal, care spunea cunoașterea apropie, necunoașterea desparte. Eu aș vrea să vă spun că romanul cu istoria lui bogată și premântată a fost locul în care s-au manifestat de-a lungul secolelor etnii numeroase, mai mult sau mai puțin numeroase ca număr, fiecare contribuit cu posibilitățile de care dispunea la dezvoltarea orașului și a zonii împrejurimilor. Aș vrea să vorbesc despre buna conviețuire a evreilor cu celelalte minorități, dar și cu populația majoritară. Nu s-au înregistrat de-a lungul timpurilor evenimente negative mari. Câteva excepții minore, lipsite de importanță, au fost. Ceea ce confirmă ideea că excepțiile întăresc regula. Vreau să vorbesc despre faptul că multe personalități ale românului, de data aceasta să mă refer la conducerea Moldovei, s-au apropiat de etnia evreilor în anumite motive. În primul rând, din bunăvoință. În al doilea rând, de estimare a cetățenilor, indiferent de etnie și religie. În primul rând, mă voi referi la Alexandru cel Bun. După 1400, vizitează sinagoga de lemn, Stândură, participă la rugăciuni, se roagă și el pentru o victorie de care avea nevoie peste puțin timp. Reușește și scutește pe evrei, așa cum le-a promis, de anumite taxe. Bineînțeles, bucurându-i pe cei care l-au apreciat pe Alexandru cel Bun pentru bunătatea lui, cum arată și numele. Peste 100 de ani, fiul lui Ștefan cel Mare, Bogdan cel Orb, vizitează și el o sinagogă de lemn, din cele două acum existente, sinagogă din Scândură. Dar așa era cunoscută, sinagoga de lemn. Participă la rugăciuni și se lasă cucerit de o idee. Evreii sunt supărați că nu au Tora, Sulul Sfânt, cea mai importantă carte a iudaismului, sub formă de sul, cum spunea. El, Bogdan cel Orb, spune, dau eu banii și cumpărați. Se cumpără cu banii de la Bogdan cel Orb o carte, o sul sfânt din Polonia, carte care va fi cunoscută după aceea cu numele Tora lui Bogdan Bun. Vreo 200 de ani a fost folosită în sinagogi, până când un boier cu mintea plecată de acasă dă foc sinagogii, dar deși Tora a lui Bogdan cel Orb. Trecem peste încă 100 de ani și vedem pe domnul Constantin Mavro Cozac dorind să participe la un proces în care era un evreu cărăuș. Acesta a dat în judecată pe un patron evreu care l-a angajat să care marfă într-o parte în alta. În drum era un râu. Un bou s-a împiedicat, a căzut și a murit. Pretenția cărăușului era că evreul să plătească. Constantin m-a procurat, spune, nu este cald, evreul nu este vinovat. Iarăși o dovadă a dreptății. Peste încă 100 de ani, domnitorul Ioniță Standu Sturza participă și el la un proces
câțiva locuitori, în frunte cu un preot ortodox, din vecinătatea cimitirului evreiesc, altădată pe teritoriul actual al liceului Roman Boda, că s-aud gălăgii, că se fac petreceri, că ei nu se pot odihni și așa mai departe. Și atunci domnitorul, sincer, spune, cimitirul este de peste 200 de ani aici, niciodată nu au fost reclamații, niciodată nu au fost petreceri la un cimitir. Așa că dreptatea s-a văzut. Ilustrarea faptului că cei din conducerea Moldovei au fost alături de evrei în diferite împrejurări. Dacă mergem mai departe, ajungem la evreii care au participat la marile evenimente istorice. Au fost evrei siguri în Revoluția la 1848, și în Unirea Principatelor, și în Războiul de Independență, și așa mai departe. Din documentele pe care le-am studiat, nu am găsit evrei romani în Războiul de la 1878. Numai puțin că se mișcă microfonul. Așteptăm să stea microfonul jos, cred că... Da? Domnul Bogdan e de bine, da. Da, eu nu pot să-i spun nimic pentru că atât de mult a făcut pentru această ediție încât nici n-aș îndrăzni. Dar chiar... Bine. Da, da, vă ascultăm, domnul Beckler, vă rog. Da. Îți mai spun că la 1877 evreii, deși n-aveau încă cetățenia română, au luptat. Unii dintre ei fiind chiar și-au și finanțat. Da, au făcut multe lucruri adunând bani și trebuie să mai spun că asta am găsit o chemare a rabinului din Fălticeni care a spus, suntem în aceste locuri, aici e țara noastră care ne-a adoptat și noi suntem recunoscători. Să luptăm pentru binele țării, că va fi și binele nostru, în cuvinte din chemarea rabinului. Mai târziu, în primul război mondial, foarte, foarte, foarte mulți evrei romașcani au luptat și s-au evidențiat în diferite domenii. În 1924 s-a înălțat în fața intrării în cimitirul evreiesc un monument care atestă acest lucru, cu nume și prenume, iar la comunitate s-au făcut liste cu evrei care au fost distinși cu diferite decorații, ordine sau ce să dădea. Am cunoscut și eu evrei care se lăudau cu faptul că tatăl lor a fost în primul război mondial, în războiul de reîntregire. După aceea treburile s-au mai stricat, în sensul că evreii au fost dați afară din armată, n-au mai avut cum să lupte, și-au văzut de treabă în alte domenii de activitate. Mai târziu, după 23 august, adevărat, evreii așteptau eliberarea pentru că scăpau de fascism, scăpau de Holocaust. Mai târziu s-au reluat relațiile bune cu majoritatea, cu celelalte etnii și așa am dus-o multă, multă vreme. Numărul evreilor romașcani a scăzut încetul cu încetul, imediat după 1944, din 7.000 aproape cât erau în 1942, au rămas și ceva. Astăzi suntem puțini evrei, 24 înregistrați, în care membrii comunității, 4 sunt neevrei, parteneri de viață, soții. Să fiți sănătoși cu toții, să fiți sănătoși. Mulțumesc pentru urare și dumneavoastră la fel și eu vă invit tot la Roman ca să vedeți că avem ce să vă arătăm. O să despre vin. Etnia noastră. O să vin. Da. Îmi pare rău. Câteva cuvinte despre sinagogă sau poate și câteva imagini. Da. Ea se vede puțin acum, dar mie să nu stricăm sonorul. Domnul Bogdan, să vă prinde cu microfonul. Cu da, și... Vă spun drept că este una dintre edițiile la care eu în general las intervievații mei să vorbească, dar uneori mai intervin. Am fost atât de captivată de tot ce ați spus,
încât pur și simplu am absorbit ca un burete. Trebuie să digerb toate aceste informații prețioase. Așa că mă gândesc că și cei care vor urmări în continuare, că ediția va continua să ruleze, vor fi la fel de impresionați. Iată și imaginile pe care domnul domnul Dimitriu. Domnul Bogdan. Vă așteptăm la Roman. Da, negreșit voi veni, negreșit, și o să vă anunț cu mult drag, cu mult drag, și abia aștept. Aș vrea să ajungem, iată, și la construcția cărții pe care domnul Bogdan a scris-o, și aș vrea puțin să vorbim despre construcția personajelor, pentru că, iată, noi am intrat acum în mediul acesta. Dar n-am uitat de tomul prețios pe care doamna Jora l-a scris și la care eu voi veni să facem lansare. Vă spun, domnul Bogdan, cu cartea dumneavoastră. Două, trei cuvinte despre sinagoga Leipzige. Întemeiată cu banii de la negustorii evrei care făceau comerț cu Lipska, cu Leipzig. În 1924 a început construcția cu bani de la negustorii respectivi, pomeniți mai sus. S-au strâns bani, s-au început lucrările. În 1927 lucrările a fost terminate. Până se aduce dulapul sfânt, ornamentațiile care erau necesare, care vi le-a arătat domnul Bogdan, vedeți? În 1930 a avut loc sfințirea cu participarea rabinului orașului, rabinilor orașului și a reprezentanților clerului din celelalte culte. Există oameni care își aduc aminte de numărul mare de evrei care frecventau una din sinagogile medii din Roman, aceasta, numită și Templul Leipziger. Mai erau trei sinagogi mari, foarte, foarte valoroase din punct de vedere artistic. Mai erau 3-4 sinagogi medii și câteva sinagogi care erau local de rugăciune în casa unui evreu care a cedat două cămăruțe pentru acest lucru. Domnul Bogdan a publicat această carte cu o mare dragoste pentru Roman și pentru evreii Romanului. Am citit și am pus o întrebare de ce apar două personaje care zic că eu sunt romașcan și nu știu. Asta este imaginația mea, da? Am înțeles că în orice literatură imaginația contează foarte mult. Este un merg deosebit, nu numai a domnului Bogdan, care este printre ultimii cu cartea respectivă, au fost și alți neevrei care au scris despre noi. Foarte mult și foarte multe amănunte, din care eu am mai cules niște date de care aveam nevoie. Ce înseamnă valoarea unui profesor de limba română, care știe să introducă, să facă punțile, să facă legăturile. Amândoi, ce să spun, sunteți nemaipomeniți toți, nici nu știu ce să spun. Aș vrea, pentru că a venit momentul, să spun ceea ce am avut bucuria să spun și în alte ediții, că noi aici nu avem numai evrei, nu nici pe... Că m-a întrebat cineva, tu faci emisiuni numai cu evrei? Nu, deloc, deloc. Nu este așa. Domnul Bogdan Dan nu este evreu. Totuși, cartea domniei sale are în ea anumite elemente și ne va spune imediat despre construcția personajelor, așa de ficțiune cum sunt, tot au un sâmbure de adevăr, ca orice ficțiune. Deci, domnia sa nu este evreu și... meritul este cu atât mai mare să scrii despre evrei fără să fii evreu. Și apreciez acest lucru din partea și a celorlalți participanți. Vă rog, domnul Bogdan. Numai un moment, dacă îmi permiteți mie să fac o adăugire. Cu mult drag. E importantă. Am spus că conviețuirea populației majoritare cu etnicii minoritari a fost bună întotdeauna. În zilele noastre, să spunem. Suntem uniți, așa cum am fost totdeauna. Participăm, de exemplu, eu, la comunitatea grecilor, la comunitatea armenilor, la comunitatea lipovenilor, rușilor, lipoveni, cum să spun.
Deocamdată. Dar și ei vin la noi. Am avut plăcerea ca domnul președinte Weiner, Dumnezeu să-l odihnească, a stat de vorbă cu reprezentanții acestor comunități, totdeauna ce s-a văzut. Cu toții nutresc o dragoste pentru ceilalți. Este foarte important, pentru că numai așa putem construi împreună. Este un cuvânt care are multă încărcătură. Chiar dacă în anumite împrejurări e demonetizat, totuși esența cuvântului împreună trebuie să rămână, pentru că este foarte importantă. Vă ascult despre cele două personaje, despre construcția lor. Da. În cazul meu, în toamna în care am terminat liceu, am avut sentimentul străinării de propriul meu oraș, la care țineam foarte mult. Dezarticularea de spațiu și timp care s-a produs atunci, complexul străinului de a nu mai aparține acelui univers, m-a inspirat să scriu această carte, să-i dau titlul de Ultima toamnă a copilării. Prin urmare, inspirat de acest oraș și de istoria lui, am construit cele două personaje principale, Mihăiță, un copil, un adolescent, un tânăr care leagă o prietenie greu de înțeles și lipsită de prejudecăți, cu domnul Emil, un fost medic evreu care a trecut prin ororile Holocaustului din Transnistria, lagările de pe Bug din Golta, regatul morții. Lupta pentru lor comună pentru a nu fi înghițiți de masa amorfă din diferență și inerție, se face pe un plan spiritual instabil, nemărturisit de niciunul dintre ei, dar înțeles și acceptat tacit. Emil găsește potrivit să ofere spre lectură lui Mihăiță jurnalele lui de război de lagăr. Mihăiță avea nativ o supraconștiință socială, o memorie a vinovăției materializată în imaginația lui de apariția fantomei Lili, care era soția lui Emil, dispărută în condiții neelucidate în pogromul de la Iași în 1941. De câte ori îi apărea în imaginația lui această Lili, era însoțită de un parfum de liliac mortuar și de melodia Lili Marlene, cântată de ambele, de partea ambelor fronturi, de partea aliaților o cânta Marlene Dietrich, de partea germanilor Lale Anderson, după cum știți. Pe de altă parte, Emil înțelege că Mihăiță poate fi acel punct de sprijin în universul pustiu al existenței sale. Muzica le acompaniază pașii, parfumul putred al toamnei le pătrunde fibra, acumulând durerea unor speranțe neîmplinite. Involuntar, cele două personaje, două generații diferite, două personalități diferite, își descoperă idealul comun, acela a unei păci universale, a toleranței dincolo de orice barieră. Petrecerea împreună a sărbătorilor celor două religii, împărtășirea tradițiilor, definesc legătura puternică dintre ei. Readucerea tradițiilor din familia lui Emil, la un moment dat. Vreau să nu pic în capcana să vă povestesc cartea, dar vă spun un mic pasaj. Deci, Emil în familia sa, acest domn Emil, care, v-am spus, era un evreu mai în vârstă, care a trăit la Cernăuți, avea în familie un obicei de a începe anul școlar cu o masă. Deci o masă unde se serveau diverse bunătăți și așa mai departe, ca simbol a începutului unui nou an de muncă și de provocări, ca să zic așa. Asta era tradiția familiei acestui domn Emil Tenenbaum, îl chema. Datorită acestei tradiții pe care o avea în familie, el, neavând copii, a reiterat această tradiție cu Mihăiță. Și în fiecare an, la începutul anului școlar, el făcea această masă unde de multe ori se mânca bucate evreiești, dar și românești, tot felul. Deci nu era niciun fel de
problemă. Cam asta voiam să vă spun despre carte. Nu pic în, nu vreau să pic în, da, în capcana de a povesti. Dar da, aș vrea să spunem ascultătorilor, celor care ne vor urmări, unde poate fi găsită. Deci, cartea nu poate fi găsită. A fost editată într-o ediție foarte limitată, dar eu pot da oricărui doritor, am formatul electronic și îl pot da orice, fie pe mail, fie prin alte mijloace. Cu siguranță prietenii noștri sunt interesați de această carte și nu voi cădea nici eu în capcana să întreb cât din personajul Mihăiță sunteți dumneavoastră. Cred că aceasta este cartea asta. Da, așa, așa, așa. Poza este făcută în templul meseriașilor din Galați, ca să știți. Foarte frumoasă. Mă rog, e compusă, deci Emil era un cânta foarte frumos la vioară și era ceasornicar. El a părăsit profesia lui de medic. Și a câștigat în continuare existența datorită acestui hobby, deci ceasornicar. Știți foarte bine că în 1940 au fost legile care interziceau evreilor să-și mai practice meserile. Atunci s-a întâmplat. Antisemită, da, da. Nici nu-mi vine să spun că ne-am apropiat de sfârșitul acestei ediții care m-a fermecat, vă spun, eu nu sunt omul să arunc așa cu vorbe în sensul ăsta. Și aștept cu mare drag și cu nerăbdare să vin acolo, iar distinței noastre, Doamne, o să îndrăznesc să-i cer acest interviu cât de repede se poate, ca să păstrăm continuitatea cu această frumoasă ediție. Vă mulțumesc! Doamna, eu o să vă trimit numărul dumneai de telefon și, mulțumesc, mă rog, o să puteți comunica mai ușor, zic eu, da? Și vă mulțumesc mult pentru tot ceea ce ați făcut pentru această cum să spun, ediție, pentru că intenția mea era una, cea cu care am plecat, și ați îmbogățit-o atât de frumos încât cred că rămâne o ediție de referință. Vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și noi. Vă mulțumim și noi. Vă doresc un an bun la toată lumea, că eu am credința că anul nou a început pentru toată lumea. Da, un an dulce la toată lumea. Dulce să fie. Toate cele bune, cu multă recunoștință. Să ne vedem sănătoși. La revedere. La revedere.